am încredere în astfel de repatriere la bătrânețe, ca să zic cu ghilimele, bătrânețe sportivă. Eu țin minte pe Belodedici, Marele Belodedici, că Belodedici a fost un, cum să zic, un monument pentru fotbalul balcanic, nu numai românesc. Da? După câștigătorul al Cupei Campionilor cu Steaua și cu Steaua Roșie, singură două echipe din Estul Europei care au luat Cupa Campionilor, au luat-o cu Belodedici în echipă. Și amândouă la penaltiuri, în fine. Și el când s-a întors la Steaua, atunci era Steaua, într-adevăr, am fost ca reporter la un meci Petrolul Steaua 5-1. Cum să spun? Îmi părea rău de Belodedici, pentru că Belodedici, părea mea, că și la 5 antrenor la, antrenor la Steaua atunci era Emerichene, adică doi coloși și Belodedici între și Emerichene pe margine. Așa este. Adică din amintiri nu poți trăi. Vin puștii de 22-24 de ani sau chiar 18 ani de ai lui Hagi și... Și te aleargă de numele, scot limba și... Scuze-mă, adică, și Gică Popescu, când a venit în țară la Dinamo, a fost același lucru. Același lucru Gică Popescu, exact, așa. Adică sunt exemple tocmai pe fundași. Pe fundași mi se pare că, mi se pare că la fundași, cred că la mijlocaș e mai ușor, gen Dorinel Munteanu cu tare. De ce? Acolo e o chestie mai complexă, faci apărare, faci atac, ești purnicuță. Acolo experiența te ajută să vezi jocul mai cumva, să-ți pui înțelepciunea cumva la, acolo unde mă ajută mușchii și plămânii. Dar în apărare ești foarte vulnerabil când vine ăștia vijelios pe lângă tine cei mai tineri și tu nu mai ai numai reacția pe care o aveai cu ceva ani în urmă. Și mi-e teamă și pentru Chiricheș, atenție, Chiricheș n-a fost niciodată nici Gică Popescu, nici Brodenici, să fie foarte clar. Da? Și echipele naționale la care Chiricheș a contribuit și a fost la un moment dat și chiar lider de echipă, n-a avut niciodată forța, amploarea, anvergura, detenta echipelor la care jucau Beodedi și Gică Popescu. Naționale vorbim, nu vorbim și de club, bineînțeles. Deci nu văd că FCSB se întărește cu povestea asta. Trebuie să te uiți, înainte. E adevărat că unii vor spune, da, domnule, dar Italia a devenit campioană europeană cu doi bătrâni în apărare, nu? Așa. Doi mai bătrâni decât Chiricheș. Mai bătrâni decât Chiricheș. Dar aia jucau titulari în echipe mari, totuși, din Serie A. Chiricheș a navigat și el pe una putut ca să ia un salariu bun. La Național n-a mai prea jucat din diverse motive de accidentări de asta. Așa, adică n-a fost la nivel de vârf, nu se compara cu ăia. Că așa au mai fost cu jucători de 35-36 de ani care au impresionat pe la diverse turnee finale. Dar sunt excepții și erau niște monștri sacri, adică erau niște Baresi la un moment dat jucat pe la nu știu ce vârstă, jucat titular la Naționala Italiei. Dar, repet, aia erau niște super, super jucători. Nu e cazul lui Chiricheș. Domnule Dinu Gheorghe, deși Gigi Becali îi oferă cel mai mare salariu din campionatul lui Vlad Chiricheș, iată, colegul nostru de emisiune, Grigore Cartianu, spune că Chiricheș nu reprezintă o întărire a celor de la FCSB. Lumea spune că Becali se pricepe la fenomen foarte bine. Eu zic că acest transfer arată că el înțelege nivelul fotbalului românesc că e destul de scăzut. Și atunci el a spus, are o experiență Chiricheș, o experiență bună pentru fotbalul românesc. Și atunci îl poate ajuta. Pentru că dacă nivelul era mai sus, era clar că va avea probleme Chiricheș. Dar la momentul ăsta ce se joacă în România, Chiricheș poate, din experiența care o are, să înțeleagă bine cu domnul Becali vis-a-vis de jocul lui. Acum s-a gândit și la vestiar, poate că are o altă autoritate în vestiar, deși era mai tăcut așa de felul lui, o altă autoritate îți va impune, cei tineri vor dori să mai învețe de la el de ceva. Eu spun că este o armă cu două tăi și cum a spus și domnul Cartianu, deocamdată să așteptăm, să vedem. Eu mă gândeam când vorbea domnul Cartianu că dacă, sper să joace bine Chiricheș, n-am nimic, Doamne ferește, o să aibă o problemă Edi Iordănescu, că dacă el va fi într-o formă bună la momentul celor două jocuri, Israel și Kosovo, în septembrie, atunci Burcă, care e în grație lui Edi, o să-l sară schema pe Drăgușin, probabil. De asta mă gândeam acum, că a apărut un jucător de perspectivă în fundaș central, ceea ce s-a întâmplat și rar. Și ne dorim să avem o astfel de problemă, să nu știe selecționerul ce jucător să aleagă, pentru că sunt doi fotbaliști în formă. Asta mă gândeam eu în momentul ăla, că totuși, nu știu, deocamdată, el în ultimul timp a jucat foarte puțin în Italia, vine de la o echipă retrogradată, deci n-a avut o contribuție acolo, să spunem, deosebită în jocul echipei. Ba, din contră, de multe ori, chiar și faptul că a renunțat și Napoli foarte ușor la el, deși a avut șanse multe și acolo. Nu știu, să sperăm că va fi bine pentru el și pentru FCSB. Nu am nimic împotriva. În acest... Da, te rog, Grigore.
Să aduci pe Drăgușin dacă vrea să întărească echipa, nu? Că te gândești la viitor și te gândești după aceea să te pe 70 de milioane de euro, nu? Există, există și posibilitatea, de exemplu, ca Chiricheș să joace împreună cu Drăgușin, nu e exclus lucrul acesta, Burcă s-a dus în Arabia Saudită. Și există și... dar vorbim la FCSB aici. Continuam discursul pe care l-a avut domnul Dinu Gheorghe legat și de implicațiile la echipa națională pe care le-a putea avea. Există și un contraexemplu aici în care niște fundași cu vârstă considerabilă au făcut un cuplu bun. Și e vorba de fundași central la Rapid. Ei au făcut un campionat bun cu Săpunarul prin plan, dar și Dragoș Grigore. Acum... 78 de ani. Da, chiar mai în vârstă. Chiricheș are 33, în noiembrie face 34 de ani Chiricheș. Teoretic, da, știți cum este? Domnul Dinu Gheorghe a spus fraza corectă, și anume să vedem, că mai sunt situații în care regula nu se aplică și intervine excepția. Eu spun să vedem pentru că starea de sănătate a lui în ultimii ani a fost mereu în cumpănă. Ba n-a jucat accidentat. La el probabil că probleme medicale agravează performanța sau randamentul lui și de asta mă gândeam. Am spus să vedem. Și mai e ceva. Gândiți-vă că la FCSB, Becali a avut în general o politică, aș spune că deșteaptă în privința asta, ca om de afaceri. A luat mai degrabă jucători tineri pe care să-i poate vinde undeva, pentru că la 23, 24, 27 de ani vinzi. Pe Chiricheș nu-l mai vinzi sau nu mai vinzi undeva să iei bani frumoși. La banii pe care visează el, să dea marea lucrură. A dat jucători și cu 12 milioane și cu 9 și cu 10 și cu 7 și cu 5. Ori aici un fundaș central, nu zic să iei de 18 ani, trebuie să aibă ceva experiență. Dar iar ce, așa cum ai luat mijlocaș valoros din România pe Olaru, de exemplu, așa cum ai luat pe Cordea în partea aia, așa cum ai luat pe Denis Man, ai luat pe Morutan, domnul Cartianu, el este în clipa de față sub influența acelui 2-3 de la meciul cu Farul, mi-a pierdut campionatul. El a adus pe Djokovic, 31-32 de ani, l-a adus pe Chiricheș, 34, face în toamnă. Deci el acum aș adăuga la ce spuneți dumneavoastră că Gigi Becali este sub influența ultimilor 10 ani, în care, sigur, el a fost cel mai bun vânzător din România și în acești 10 ani, numai că CFR Cluj a fost echipa cea mai performantă în acești ultimi 10 ani. Și atunci, ar mai vrea un pic să fie și în rolul acela de cea mai performantă echipă, nu doar de cea mai bună vânzătoare din România. Mihai, să vedem ce își dorește, că s-ar putea să regrete ce își dorește. Pentru că el tot timpul a râs de CFR Cluj, ia o campionate și eu vând jucători și fac milioane, da? Și CFR Cluj era pe minus la buget, că plătea și făcea și era tot pe minus cu toți banii din grupele Conference League, că mai mult nu putea. În timp ce Becali, eu sunt pe locul 2 mereu, în ultimii 8 ani de 7 ori pe locul 2 și o dată pe locul 5 parcă, dar a vândut jucători tineri de vândut. Să vedem acum, poate ia campionatul și va plânge după aia. Nu a campionatul, n-a mai vândut mai nimic și va plânge de bucurie, Grigore, dacă va câștiga campionatul. Până la banii din grupele ligii e drumul foarte lung și foarte greu. Există și posibilitatea să ajungi în Europa League, în preliminarii sau pe culoarul campioanelor în preliminarele Conference League. Și până la urmă există și bucuria câștigării trofeului, că tot vorbim de bani, dar să nu uităm că există o bucurie și pentru câștigarea... Avem o echipă care a câștigat 5 trofee din 6 și a fost aproape de insolvență ieri. A vândut bucată cu bucată la jucători acum ca să... puțin să scape de probleme financiare.